Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Bună seara, seara. Bună seara. Seara. Dar nu la toată lumea. Am câțiva urmăritori acasă care mi-au dat unfollow și chiar n-aș vrea să creadă că îi salut în această seară. Cred că m-ați recunoscut, nu-i așa? Nu. Ce ciudat, toată lumea mă știe. Ideea este că eu m-am cam săturat să muncesc și am început să caut soluții. Și am aflat, printr-o cunoștință, că se fac angajări pe Instagram. Pe mine cel mai tare m-a atras postul de influencer, pentru că de mică am avut menirea asta. Să stau acasă și să nu fac nimic. Acesta a fost și motivul pentru care m-am angajat pe Instagram, băi, și am un real succes. Deci, credeți-mă, atrag urmăritorii ca un magnet. M-am trezit într-o dimineață super fericită că mi-a dat follow Huse Camion Constanța. Yes! Gata! A venit succesul! Am intrat și eu pe pagina lui recunoscătoare, că știi cum e românul, ai n-ai camion, dai follow, să fie bine pentru toată lumea. După două zile, Huse Camion Constanța mi-a dat unfollow, ci că e strategie de marketing, dar eu fiind la început n-am știut. Ideea e că eu nu mă concentrez pe hateri. Am o mână de oameni super faini care mă susțin și sunt alături de mine în fiecare zi. Balastieră Bragadiru, tapiserie Sector 4, ITP fără programare și mulți alții. Bine, paradoxul este că eu mă adresez mai mult femeilor. Nu știu cum ajung oamenii ăștia la mine pe pagină. Pentru că mă preocupă al naibii de tare femeile singure. Mă, voi ați văzut câte femei singure, dar totuși disponibile, culmea, atâtea vegane cu mare, cineva minte sigur. Mulțumesc tuturor. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.